Ora să luăm Sfânta Scriptură și să încercăm în continuare fiecare pentru el să își răspundă la ce masă obișnuiește să stea, pe ce scaun se așează, ca să știe pentru eternitate ce masă l-așteaptă. Spune Scriptura în Proverbe, capitolul 9, că înțelepciunea și-a așezat masa și și-a invitat oaspeții. Dar undeva alăturat, dar totuși într-un loc foarte vizibil în piață, s-a instalat nebunia și cheamă și ea oaspeți. Numai că în final, oaspeții celei de-a doua a nebuniei se vor așeza în văile locuinței morților. Acolo se servește ultimul meniu. Vreau să ne gândim la ce spunea Ioan prin viziunea sa apocaliptic, capitolul 19, că vor fi fericiți cei chemați la ospățul nunții mielului. Și pe aceeași pagină, coloana din dreapta, scrie că mai dă Dumnezeu un ospăț. Dar de data aceasta se schimbă meniul cu consumatorii. Și vor mânca păsările pe oameni. Vreau să deschidem Scriptura la Daniel, capitolul 5. Și să înțelegem ceea ce anticipam prin aceste cuvinte introductive. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Își permite, era împărat. Și în cheful vinului, rețineți expresia chef, a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de Ierusalim ca să bea cu el împăratul și mai mari lui, nevestele și țiitoarele lui. Era porunca împăratului, a dus îndată vasele de aur care fusese luate și au băut din ele. Împăratul, mai mare lui, nevestele, concubinele lui, au băut vin, au lăudat pe Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Dragii mei, știți că lumea asta iubește mult ospețele, plăcerile. Și noi suntem chemați când ne pocăim să ieșim din acest mediu. Și spunea Apostolul Petru în 1 sa epistolă, capitolul 4, versetul 3, că această diferență trebuie să fie vizibilă. 1 Petru 4:3, ajunge. În adevăr că în trecut a făcut voia neamurilor și a trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe. Și astea toate se leagă. În mod deosebit, după ospețe scrie chefuri, că asta înseamnă ospăț. Și mai mult, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei, adică ei aleargă, pentru ei este o mare dorință. La același potop de desfrâu, că ăsta e finalul, și vă bat jocoresc. Dragii mei, vă întreb, vă răspundeți fiecare. Ați mai participat vreodată la ospețe? Nu-i vorba numai de nunți. Aici prin Europa am auzit că mai dau uneori patronii câte o masă așa și undeva în Irlanda un frate s-a trezit că s-a dus și el la masă și nevasta patronului l-a invitat la un dans. Și bietul de el cum s-o scoată la capăt, n-a mai scos-o bine la capăt că, vă dați seama, i-a făcut ceva și a făcut soția lui Potifar când l-a refuzat. S-a răzbunat. Îmi spunea un frate că el era fotograf și tot a mers la nunți. Până când s-a trezit în niște ipostaze, l-au invitat fete la dans, mirele a fost furat de niște fete, îl luat cum se obișnuiește și el a trebuit să filmeze. S-a întors acasă și a zis, mai mă duc la cele ce le-am luat și în viața vieții mele, cum zice românul, nu mai particip la așa ceva. Fac copiii fel și fel de serbări la școală cu cei din lume. Și știți motivația celor de afară, nu? Că tu poți să participi numai la ceea ce vrei. Și crezi că vei fi lăsat în pace? Crezi că nu vei fi abordat ca Petru în curtea marelui preot? Crezi că poți să faci opinie și să te separi? Ba, am auzit de unii pocăiți care se duc la nunți și ei spun că stau mai deoparte. Nu știu cu ce se înfundă urechile ca să n-audă muzica. Și ei la masă lor nu beau, sau dacă beau ceva foarte cu măsură.
Aceea-i masa nebuniei, la care nu mai alergăm împreună cu ei și ei ne batjocoresc. Dar noi am ieșit din lume și pe noi ne așteaptă altă masă minunată în cer. Și ne așteaptă Domnul la masa înțelepciunii, aici, chiar pe pământ. Asta nu înseamnă că nu mâncăm și nu bem nici noi. Bine, mâncăm fără să ne îmbuibăm și bem fără să afectăm sufletul și mintea, ceea ce este indicat. Deci de așa ceva nici nu vorbesc. Scrie aici, de la versetul 10, că împărăteasa i-a zis să nu te necăjești, că este unul, Daniel. Și scrie în versetul 13, Daniel a fost adus, Daniel nu era acolo, de aceea nici nu mai pomenim așa ceva. Știți că sunt lucruri care, zice în Efeseni 5, nici măcar nu trebuie să fie pomenite între sfinți. Nici nu luăm în calcul vreo asemenea situație. Dacă cineva se duce la vreun ospăț cu cei de afară, apoi el trebuie să înțeleagă singur că el e deja afară. Nu poți să fii înăuntru să ai părtășie cu cei de afară. Despre altceva vreau să vorbesc. Despre ospețe cu cei dinăuntru. Ascultați-mă ce vă citesc în 2 Petru, capitolul 2, versetul 13. Pentru că diavolul nu se va rușina cu stilul celor de afară să vină la noi și să comitem aceleași greșeli ca ei. 2 Petru 2 cu 13. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi. Și este știut faptul că în biserica primară erau acele agape, mese de dragoste. Uite, chefuri în biserica primară. Ori ar fi și în biserica noastră, mă refer la vremii noastre. Spune aici, în Iuda, vorbind despre aceeași perioadă, cu atenționare pentru noi, versetul 12 și 13. Sunt niște stânci ascunse, iată că pot să nu fie sesizați, numai dacă te uiți atent. Și uneori poți să nu observi nici comportamentul tău, numai dacă ești atent, și predica asta are acest rol. La mesele voastre de dragoste, scrie bisericii, unde se ospătează ideea de ospăți, fără rușine împreună cu voi, se îndoapă de-a binele. Dar de fapt sunt niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnati și fără rod, de două ori mor dezrădăcinați, niște valuri înfoliate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare care le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și aceștia pot să fie la masă cu noi și noi să fim la masă cu ei. Astfel de mese se pot organiza fie de sărbători, fie cu ocazii speciale în familie, că doar în vremea noastră, nu doar la nunți, și la diferite aniversări, onomastici, zile de naștere, chiar și numai timp liber, sărbători naționale, religioase, ocazii se vor ivi. Și oamenii aceștia nu le vor scăpa, pentru că asta e fericirea lor, am citit în Petru. Oricum ei n-au nădejdea fericirii. Dar omul când este sătul, când este în chef, atunci cum scrie în Proverbe 31, că își uită și necazurile și atunci nici nu mustră tare conștiința. Vă amintesc cuvintele Apostolului Pavel când a enumerat lista cu faptele firii pământești, Galateni capitolul 5. Spunea el în versetul 21, printre altele, bețiile, hai să zicem că nu-s, dambuibările, chefurile. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vreau să mă întorc la textul din Daniel și să facem o primă observație, după ce v-am dovedit că au fost în biserică și pot să fie separat de cele de afară. Ce a dorit Belșațar în cheful vinului? Ce idee i-a venit?
să folosească vasele sacre de la templu. Asta înseamnă că în momente de chef, de îmbuibare, uneori și de băutură, riscăm să întinăm vasele Domnului. Comoara noi o purtăm în niște vase de lut, trupurile noastre sunt vase sfinte, am citit adineauri să le păstrăm în sfințenie și în cinste, și riscul este foarte mare să ne întinăm la aceste activități. Să nu ne putem păstra sub control. De ce credeți că scrie Apostolul Pavel în Corinteni 9, mă port aspru cu trupul meu? Ca să nu pierd controlul, să nu ne fie întinate. Și spunea același Pavel, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, fiindcă avem astfel de făgăduințe, de a fi fiii lui Dumnezeu și de a ne aștepta la masa din cer, la nunta binecuvântată, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Una din formele de întinăciune este la mese, când vasele Domnului se întinează și sunt folosite pentru alte scopuri, că de fapt asta însemna întinarea. Și scrie în Evrei 12 că odată adusă întinarea pot să fie afectați mai mulți, că drept vorbind cine mănâncă și bea singur? Că de regulă sunt asocieri, sub formă de prietenii și așa mai departe. Iată ce scrie aici în Daniel capitolul 5. După ce au început să folosească aceste vase și putem să fi folosiți și noi, cum am spus, ca cei de afară. Versetul 4. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-a arătat mâna. Și tot de aici citim din versetul 23. Pentru că în mândria lor și-au permis să se laude și în schimb scrie în finalul versetului, n-ai slăvit pe Dumnezeu mâna căruia este suflarea ta și toate lucrurile. La astfel de mese este multă laudă de sine și multă batjocură. Și vă amintești ce este scris în aceste epistole din care v-am citit în parte? Spune Scriptura în Iuda despre oamenii aceștia care stau la mese și ceea ce urmează. Și vă rog să vă gândiți dacă ispita nu se repetă. Se începe cu glume și cu povești, pe seama unuia și altuia. Iuda 1 cu 16. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți, ăștia nu-i mulțumești cu o masă simplă, ăștia vor o spăți. Chef. Trăiesc după pofte, gura le este plină de vorba trufașe. Cum? Se poate și în poporul Domnului, nu numai în Babilon. Da, numai să lași pe un om care a băut puțin, a luat ceva la bord, dacă nu știu mult, dacă a mâncat bine numai. Să vezi ce tare și puternică e. Vezi cât îi povestești. Și slăvesc pe oameni pentru câștig. Amintiți-vă de Ezechia care s-a fudulit și el. Tocmai cu trimișii din Babilon, că aici e ispita când mai vine și câte unul de afară sau când e vorba de noi, că nu ne-am pocăit când am venit de afară și s-a lăudat și le-a arătat tot ce a avut, casa lui cu arme și când a venit Isaia și l-a întrebat ce-a văzut în casa ta? Apoi să spui drept, nu a fost nimic să nu le fie arătat. Că așa sunt oamenii că nu au nicio reținere în asemenea situație. Și spun tot. Apoi se laudă și povestesc ce bravuri au și ce au făcut. Și de regulă pe alții îi bat jocoresc. Pe cei absenți sau pe cei necăjiți. Și spune Scriptura, vă citește din Psalmul 1, ceva ce trebuie să fim atenți și să ne ferim. Că altfel întinăm vasele Domnului și cu limba asta cu care trebuie să binecuvântăm pe Domnul, ne trezim că vorbim și nu trebuie. Fericii de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Să știți că un scaun al batjocoritorilor este când se stă la mese din asta, cu chef. Și poate va întreba cineva, dar frate, chiar nu avem nici voi, noi voie să mâncăm, să
Ne recriem? Ba da, o să vă dau rețeta. Numai că pentru mese din astea nu-i loc. Scrie aici că omul acesta își găse, omul curat care nu se duce la așa ceva, are alte pasiuni. Și vom vedea imediat despre ce este vorba. Să fim așadar atenți, nici pe diavolul nu avem voie să-l batjocorim. Scrie în 2 Petru 2 și în Iuda că cine vorbește și glume pe seama satanei, îi fără minte. Batjocorești ce nu cunosc. În Iacob 2 scrie că unii batjocoresc numele nostru. Și-au apărut acum tot fel și fel glume creștine. Ați auzit, nu? Chiar sub titlul acesta. Ca să nu mai spun de alte și alte cuvinte pline de batjocură care... Ascultați-mă ce vă citesc din Efeseni, capitolul 4 și 5, ce rău fac. Spunea apostolul, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Putem să vorbim de altceva. 5 cu 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite și la asemenea mese smulte, nici glume proaste. Atenți, așadar. Pentru că putem să greșim în mod flagrant. Spune tot aici, în 5 cu 11, nu luați deloc parte la așa ceva. Pentru că e și numai rușine să auzi, să se vorbească asemenea lucruri. Doamne, păzește-ne! Vă mai citesc și din 2 Timotei, capitolul 2. Ca să vedeți că și atunci au fost ispitele astea. Și vin și acum. 2 cu 16, ferește de vorbăriile goale și lumești. Vor spune unii, frate, noi nu batjocorim. Voi nu mai vorbiți vorbe goale, că nu poți aduna un verset dintr-o jumătate de ceas. Lumești, ce ați vorbit? Apoi știi, noi bărbații în general se mai dau cu sportul, cu politica, câte unii încep de la lucru și apoi povestesc. Numai atât îți trebuie un șofer să ai acolo, vorba aceea, că să-ți povestească pune un blat. Apoi surorile care trec mai ușor de la un subiect la altul. Că dacă ar fi să faci proces verbal, trebuie stenogramă. Că n-ai cum să notezi câte să spun vorbe goale și lumești, că la masă este vreme. Și apoi dacă e chef, ai chef de vorbă. Și sunt multe. Spune tot aici, versetul 23, că unii sunt provocatori, ferește de întrebările nebune și nefolositoare, că te mai poți trezi și cu certuri. Să te iau la o masă. Era frățească la finalul unei slujbe sau era o nuntă, ceva de genul ăsta. Și discută ceva, era fratele Simeonuc și unul ceva, hai să întrebăm pe bătrânul. El nu s-a grăbit să răspundă. Și unul din ei zice, lasă-l că nu mă aude. Și bătrânul, acum a venit vremea să vorbească, zice, eu aud încă, dar nu vorbesc așa ușurate ca voi. Și apoi i-a mai sfătuit. Că vorbirea ușuratică este un păcat. Și apoi zice în proverbe că mai sunt unii care zic, am vrut doar să glumesc. Cel nesocotit glumește cu păcatul. Dar între cei înțelepți este bunăvoință, continuă textul biblic. Așadar, atenție și Doamne dă-ne pricepere, amin? O altă problemă mai gravă decât aceasta. Mult mai gravă. Dacă a sesizat în textele ce le-am citit, spunea de desfrâu. Le scapă ochii la preacurvie, continuă textul 2 Petru 2 cu 14. Nu se satură de păcătuit și momesc sufletele ușuratice. Nu degeaba scrie în Corinteni 5 cu astfel de oameni să nu stai nici la? Să nu stai la masă. Nu e vorba de cina Domnului acolo? E vorba de mesele astea unde ei au chef de mâncare, de vorbă, și apoi îi prind poftele. Și uite, așa se mai întâmplă și fel și fel de ieșiri în natură, și apoi vorbărie, și apoi sport, și apoi, dacă nu nici îmbrăcăminte cuvincioasă, stârniri de pofte. Trist. Un slujitor, v-am spus eu dumneavoastră, a ajuns să fie învinuit, că a pipăit niște fete. Da, pentru că și-a permis să intre cu ele în bazinul de apă.
Apoi după ce stai acolo, e normal să fie așa. Apoi după un ceas, două de povești, de glume, dintre care unele, așa, mai cu tâlc păcătos, e normal să te prindă pofta. Ascultați-mă ce vă citesc din cartea Exod, capitolul 32, ce s-a întâmplat la evrei și Dumnezeu s-a mâniat foc. L-a trimis pe Moise urgent la ei. 32, versetul 6, a doua zi s-au sculat din dimineață, au dus ardere de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat, a băut, apoi s-au sculat să joace. Nu-i și acum așa când ies la iarbă verde. Asta fac, mâncă, beau și apoi joc. Că e fotbal, că e nu știu ce. Nu, că nu dansează. Aștia numai joacă fotbal. Numai că Moise nu v-ar suferi. Nici Domnul, în primul rând, asta nu acceptă. Nu vreau să insist pe latura desfrâului, dar realitățile din popor dovedesc că ne paște păcatul acesta din ce în ce mai mult. Da, Doamne, păzește poporul tău de un păcat așa de mare. Dar ca să scapi de acest păcat, trebuie să fugi, nu să stai la masă. Nu să pierzi vremea în astfel de locuri unde nu există nicio pasiune sfântă și unde păcatul își face cursul. Scrie în numer 25 că Balam le-a învățat pe fetele din Moab să facă mâncare și să invite băieții din Israel. Și știți cu ce s-a soldat asta? Cu stricăciune și cu moarte. Da, atenție la așa ceva. Din ce în ce mai mult se vrea să merge în tabere. De ce? De dragul sănătății? Nu e adevărat. Nu asta primează. De dragul misiunii? Nu e adevărat. Sunt alte dorințe în primul rând. E cum spunea un băiețaș din Austria că la o adunare, ca să se cunoască unii pe alții, tocmai se constituiseră, la sfârșitul slujbei făceau mese e dragoste și el nu putea vorbi bine românește și eu întreba, dar dragoste de masă când mă aveți? Cam așa sunt unii, cu dragoste de masă sau cu dragoste de alte și alte slăbiciuni și lucruri rele. Dragii mei, eu aș vrea să vă chem la alte mese. Vă las și să mâncați. Vă las o temă pentru acasă. Scrie undeva într-o carte că l-a mustrat Domnul printr-un proroc pe un împărat și i-a spus, și tatăl tău mânca și bea, dar era evlavios, dar tu ești cu totul altfel. Vreau să vă arăt și încep cu Domnul Iisus, care a stat mult la mese și îl învinea unii că mănâncă cu vame și cu păcătoșii. Să luăm un prim exemplu, Luca capitolul 5. Când a fost chemat la pocăință și la slujire Matei, versetul 29, Levi a dat un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vame și alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Și zice Domnul 32, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Dacă la o masă se poate vorbi de pocăință, atunci e bună să fie făcută. Luca capitolul 19, un alt exemplu, Domnul chiar a vrut să intre în casa lui și scrie aici că în timp ce alții comentau, versetul 8, Zacheu a sătut înainte de Domnul și a spus, iată Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Mese la care Domnul și are cuvântul și cuvântul e pus la loc de cinste. Mese la care se cântă. Recomand chiar la nunți să nu se dea bani grei la diferite formații, ci mai degrabă cei ce sunt să mai cânte ei spre slava lui Dumnezeu. Tare frumos și bine ar fi. Spunea Domnul Hristos vis-a-vis de mesele la care a participat și când a văzut că cine ceva bine a corectat, Luca 14, l-a invitat unul să mănânce.
Versetul 12, apoi a zis celui ce-i poftise, acum eu sunt musafir la dumneavoastră și vă dau sfaturi, așa a făcut și Domnul, uite. Când dai un prânz sau o cină, poți să o dai. Să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orb. Ăștia nu o să fie prinși de pofte, că ăștia de-abia se satură și sunt mai întrame și ei puțin. Și va fi fericit de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Sunt necăjiți pe aici prin Italia. Sunt, că a spus Domnul, că sărași vor fi tot timpul și peste tot. Ce frumos îi se chem și pe aceștia, pe necăjiți. De regulă la mese, când aveți ocazia, nu uitați să-i prinde și pe ăștia pe listă, că lista asta rămâne. Știți, scrie Matei 25 că ți se răsplătește, dar lista cealaltă, aceea o țin alții, nu o ține Domnul, că trebuie să mergi tu înapoi să le dai. Poate o ții și tu, să spui, a ta mi-o dat, trebuie să-i dau și eu, acum e rândul meu, și apoi orice lucrare și are originea în pisma unuia împotriva altuia, eu să fac și mai și. Și cheltuiel din astea pentru care singur rezultat îi poftele firii pământești. Cheamă-i pe ăștia, dar în primul rând nu uita, la mese, chiar și la mese, trebuie să fie o atmosferă sfântă, în care nu cade accentul pe îmbuibare, ne mulțumim cu ce avem, dacă avem mai mult, nicio problemă, zice Pavel Filipeni 4, eu știu să trăiesc în belșug, dar știu să trăiesc și în lipsă. Important ce vorbim la astfel de mese. Spune Scriptura în Maleahi, capitolul 3, citesc versetul 16. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, nu la telefon, că nu erau atunci. S-au întâlnit, dragii mei. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat, auzi, Domnul ascultă ce vorbim noi când ne întâlnim. Și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Dumneavoastră, ce vorbiți în astfel de părtășii? Obișnuiți să vă rugați. Păi nu, că surorile nici nu sunt îmbrăcate cuvincios. Bărbații vor repede mâncarea și să joace fotbal. Sau să pornesc pe vorbe. Dacă ce vă spun eu nu-i drept, înseamnă că lecția mea e la zi. V-am predicat preventiv ca să nu ajungeți acolo. Dacă sunteți prinși, pocăiți-vă, dragii mei. Fiecare când aude trebuie să se îndrepte. Pentru că Domnul notează discuțiile noastre. Și frumos este să stai la masă cu ai tăi, cu necăjiți, să fie Domnul, unii doi sau trei, el să fie prezent acolo, e valabil asta și la masă sau numai la adunare. Ascultați-mă ce vă citesc, 1 Corinteni, capitolul 10. Spune Apostolul Pavel, versetul 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava, poți să-mi spui că joci fotbal pentru slava lui Dumnezeu. Să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Asta nu te cred. N-ai cum. În orice lucrare trebuie să fie slăvit Dumnezeu, trebuie să fie chemat numele Său. Și pe mașină pot să fie atmosfere binecuvântate. Povesteau frații la Sebeș Alba că se întorceau cu nimeseu, cum erau pe vremuri de la Daia Română, 10 km. Și au început să cânte și din cântare s-au trecut la rugăciune. Și când au văzut șoferul că au ajuns la Sebeș și rugăciunea întoi și Domnul vorbea profetii printr-unul, cum să-i opresc? S-au întors înapoi la Daia. Și ăștia nu s-au oprit și s-au întors înapoi la Sebeș. Dar un copilaș care a terminat și rugăciunea, s-a apropiat tata, era băiatul șoferului, tata, unde mergem, la Sebeș sau la Daia? Și tata îi spune, da și te rog. Astfel de părtășii sunt o binecuvântare. Dar dacă se pune accentul pe lucruri firești, apoi surorile nu mai observă care cu ce s-a îmbrăcat, bărbații observă dacă nu s-a îmbrăcat bine, fiecare ce-o adus, ce-o mâncat, și uite lucruri din astea, povestim ce mașini, ca bietul Ezechia. Anchetă socială, au zis ăștia după ce au venit. Știți de ce veniseră aceia din Babilon? Să afle de minunea care avusese loc în țară. Și Ezechia a ratat momentul acela
când putea să le spună am fost bolnav și Domnul m-a vindecat, slăvit să-i fie numele. Era să moară la 39 de ani, dar Domnul s-a îndurat de el. Și asta nu le-a spus. Avem ce să povestim? Avem. Scrie în Exod 18 că a venit tietorul la Moise. Știți ce a făcut Moise? I-a dat o masă, că e normal. Era musafirul lui. Dar știți ce i-a povestit? Citiți acasă. Cum i-a izbăvit Domnul din Egipt. Și-a zis Ietro, binecuvântat să fie Domnul. Astfel de cuvinte merită provocate la masă. Că poți să zâmbești, dar dacă-s glume proaste și dacă nu-i cuvânt și nu-i cântare și nu-i laudă pentru Domnul, atunci s-a întâmplat cu un tânăr credincios care a fost chemat la o astfel de masă și știa el cam ce-i pe acolo și le-a spus la un moment dat, eu plec. De ce? Mi-am dat seama că Domnul e trist. Oare noi ne dăm seama aceasta? Vreau să vă mai citesc din Neemia capitolul 8, pentru a vedea că Biblia recomandă mese. Dar în ce condiții se pune problema? Sărbătoarea corturilor, toți liberi, 7 zile liberi, li s-a recomandat să facă corturi, ieșire la iarbă verde, fraților, după Biblie, sărbătoarea corturilor, 1 săptămână. Dar ascultați cum? Versetul 1. Poporul s-a strâns și cărturarul s-a dus să ia cartea legii. Și a citit versetul 3. De dimineață până la amiază. Dacă spunem că facem așa și mâine, nu mai vin unii la ospăț. Cineva m-a invitat să mă duc într-o tabără să predic și am spus, vă rog să-mi spuneți care e orarul. Joacă până seara și seara puțină predică. Eu nu mă sunt de sufletul acolo. Dacă vreți invers, toată ziua studiu și seara puțină joacă. A, băi, frate! Și după o astfel de atmosferă, în masă au zis ce comportament aveau la masă. Versetul 9, după ce au citit din carte, tot poporul plângea când a auzit cuvintele. Și le-a zis, duceți-vă de mâncați, cărnuri grase și beți băuturi dulci, atât, nu vă dați la mus și la vin că vă ardeți. Eu am făcut studiu pe familii care și-au permis muscă la noi în Banat, e multă viță de vie. Toți au cazuri de curvie în familie. Că tata și mama bea vin și merg în dormitor și băieții, ce fac după ce bău și ei cu tata și mama? Prostii! Scrie aici, nu vă mâniți că-și bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau tot poporul și zicând, tăceți, ziua aceasta e sfântă, nu vă mâniți. Și poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și-au trimis câte o parte și altora. Că Domnul a venit să împlinească, asta a fost scris. La sărbători nu era voie să lipsească săracul și străinul și văduva. Și-au făcut corturi și scrie în finalul versetului 17 că după ce au citit în Biblie și-au vrut să aplice asta, că nu mai făcuseră corturi până atunci. A fost o foarte mare veselie. Dragii mei, scrie în Eclesiastul 2 că dacă vrei să te bucuri și să mânci, asta poți numai cu Domnul cu adevărat. Și va fi cu adevărat bucurie, dar dacă nu, ceva lipsește. Spunea o soră, cât am ținut eu la sărbători și am pregătit copiii să aibă de toate, dar nici la o sărbătoare n-am putut să mă bucur, că ceva se strica, ceva se încurca. Păi scris și asta în Biblie, că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de lucruri, că bucuria vine numai de la Domnul adevărata bucurie. Credeți că ne-o putem face noi cu chef doar și cu vorbe? Așa cu glume? Da, ne facem o mare păcăleală, care în final ne va goli sufletele, va naște relații de desfrâu și va afecta relațiile frățești. Mă întorc la Daniel 5 pentru un ultim adevăr care vreau să vi-l pun în față. Spune Scriptura aici că Dumnezeu n-a suportat asta. Să se laude ei să-și bată joc de vasele sfinte și cum am citit în versetul 23 acolo că n-au lăudat pe Dumnezeu. Oare măcar la masă, măcar reținem atât să lăudăm pe Domnul că El ne-a dat, de la El avem toate cele necesare, să spunem cum ne-a ajutat, cum ne-a izbăvit. Atâtea-s de spus și frumoase. Vorbeam aseară aici cu învățătorii și cu părinții care au fost că la sărbători, și era la evrei, e biblic, cel mai mic trebuia să întrebe, dar sărbătoarea asta de unde vine? Uite cum Domnul ne-a trecut,
prin Marea Roșie, prin plăci și suntem aici izbăviți. Daniel capitolul 5, versetul 5. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața șfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împărat a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit. Gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldorului și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare. Și mai scrie ceva aici, versetul 9, partea finală, și mai marii lui au rămas încremeniți. Dragii mei, eu v-aș dori ca dumneavoastră să cădeți pe gânduri înainte ca să scrie mâna asta asemenea cuvinte. Că într-o zi s-ar putea să le scrie, dar să fie prea târziu. Eu nu cred că cine își permite să stea la masă chefuiască deja ochii să-i joace în direcții necontrolate și inima să-i vorbească prostii, cum scrie în Proverbe 23, nu cred că nu-l înțeapă conștiința dacă e pocăit. Te vei cerceta sau vei continua să-ți treci peste conștiință? Atunci trebuie să cazi pe gânduri și să îngălbenești. Cunosc un caz din țară cu referire la Statele Unite, unul frate proroc din Voitinel a primit un mesaj de la Domnul și a sunat pe o familie din Statele Unite și i-a spus acelei surori: Domnul mi-a spus să te sun în grabă că cineva vrea să strice încredințările sănătoase și să treci la un alt mod de viață, de credință. Și fiindcă Domnul nu vrea ca să-ți pierzi răsplata, îți va ieși înainte. Și a zice, frate, cred că la ce se referă, că în weekendul ăsta am vrut să mergem, mă îmbrac și eu altfel și să mâncăm și să copii și să ne distrăm puțin, că așa fac toți. Soră bagă de seamă că Domnul mi-a spus să sun de urgență. A spus că nu-ți îngăduie, că nu vrea să-ți pierzi răsplata. Că bine era și pe Balam dacă l-o mora îngerul acolo. Murea pocăit. A zis, da, asta... Nu cred că gata, stămâna asta mi-iese Domnul înainte. S-a dus și nu s-a mai întors, a murit în accident de mașină. Dar nu face Domnul așa cu toți. Te las. Dar îți vorbești în gândul tău. Și pe Pilat l-a lăsat Domnul să-l judece pe Domnul Iisus. Și zarva a biruit. Dar nevasta a trimis să-i spună, vezi, nu-i bine ce faci. Mie Dumnezeu mi-a dat un vis, am avut de suferit în vis din pricina neprihănitului acestuia. În momentele acelea se întâmplă că înainte de a scrie mâna se întâmplă ceva. Știți ce a scris mâna aceea? Versul 25. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat. Cântărit și împărțit. Dumnezeu îți numără toate locurile și toate dățile de câte ori ți-o spus. Dar mai important, e momentul în care Dumnezeu te cântărește. Să vadă ești ușor și te ia așa vânt, așa-i? Băi frate, dacă așa fac și alții. Așa se întâmplă cu oamenii ușori. Vorbesc ușor, nechipzuit și Dumnezeu cântărește. Doamne, dă-ne greutate. Dă-ne statornicie să știm ce este bine să facem și să știm de ce să ne ferim. Pentru ca nu cumva să ne facem vinovați. Belșețar nu s-a dat seama nici atunci. Interesant. L-a lăudat pe Daniel pentru tălmăcirea celor patru cuvinte și Daniel i-a spus că noaptea aia se ia împărăția. Și l-a continuat cu cheful. Să-l îmbrace și pe Daniel și să se bucure. Numai că n-am ajuns la ziua, cât ori mai fi durat? Câteva ore. Știți ce frumos scrie în capitolul următor, că Daniel, cel care nu fusese acolo, avea orarul lui, 6:10. De 3 ori pe zi, îngenunchea, se ruga și lăuda pe Domnul, dacă vreau astfel de masă, nu te lasă să te rogi și îți rămâi în urmă cu citul Bibliei și nu-i părtășie cu Domnul, să știi că tu pierzi. Și s-au supărat pe el, că știți că în general la mese sunt intrigi. Asta începând cu împărații și până la cei de jos, stai și clevetești pe fiul mamei tale, psalmul 50. Și-au vrut pe Daniel să-l dea să-l papelei. Numai că Dumnezeu a fost cu el
Și au ajuns alții meniul la lei. Nici n-au ajuns în fundul gropii. Ăștia care erau cu mesele, ospețele. Dintr-un regat sau dintr-altul. Domnul să vă dea o pricepere sfântă. Și să înțelegeți ce e de făcut, dragii mei, acum. Știți care e aplicația în final? Eu fac recapitularea. Cei din lume au o specie, asta e fericirea lor, la care nu-i deloc admis să participăm, dar noi putem să facem o specie noastră. Ziceți-le cum vreți, dacă e chef și îmbuibare, spunea Domnul Iisus, Luca 21:34, vedeți să nu vă prindă ziua aceea cu îmbuibare de mâncare și băutură și să vi se îngreuneze inimile. De fapt, de la ce se îngreunează? Numai de la mâncare? Nu numai de la mâncare. Asta este doar o predispoziție. De la vorbăria goală, de la poftile stârnite pentru un trup care nu-i păstra sub control și care nu se știe înfrâna. Noi putem să ne adunăm, dar să nu uităm să fie părtășie sfântă. Ce frumos ar fi să ne adunăm și să postim. Să ne adunăm cum și facem în diferite activități și apoi în final ar fi frumos, servim o masă de dragoste. Dar dacă ne este gândul doar la masa aceea, vom fi ca și Corinteni 1, Corinteni 11, luau cina Domnului spre o sândă. Dar de unde se trăgea o sândă asta? Știți de unde? Că unul era prea sătul și unul era beat. E la mâncare. Și cina Domnului în final era doar ca ultima bucățică de prăjitură, o lua și pe aia. Hai să fie. Nu așa. Și din pricina aceasta scrie acolo că erau nu puțin neputincioși, bolnavi, alții dormeau, lucruri vinovate. Domnul a participat la astfel de activități. Dar când Domnul era prezent, apoi nu erau glume și lucruri vinovate. Că asta e aplicația dumneavoastră. Când mai participați la asemenea mese, pregătiți-vă în primul rând să fie un loc pentru Domnul și pentru lucrurile sfinte. Chiar și când ieșim în natură, da. Bine spunea cineva, unii tare ciudați. Pentru ei mai sfânt tavanul bisericii ca cerul. Când ies în natură, fac ce vor. Când vin la biserică, aș trebui să fim farisei, că altceva n-avem ce fi dacă în afară am fost altceva, nu? Ce să fim? Că doar Dumnezeu ne cunoaște inimile. Când vedeți că scapă lucrurile sub control. Fratele Simeonuc, de care v-am povestit, avea o vorbă când vedea că frații încep să povestească, asta era expresia lui, vedeți că ați ieșit din Evanghelia fără capitole. Acolo nu-i de a citi. Mi-amintesc când a fost ultima dată și l-am vizitat, avea 90 de ani. A zis, cât stai aici? Frate, pot să stau o oră, că apoi mă duc la adunare. Da? Atunci avem vreme să intrăm la Apocalips 11. Și acolo am fost o oră. Mă, nu toți putem să intrăm la Apocalipsa, dumnealui era mai avansat. Dar avem noi ce să citim, așa-i? Sunt cântări care să le cântăm. Acum cântările merg, dar știți ce merg? Din astea care, pe lângă mâncare, tot la pofte ne duc. Diferite muzici care nu stârnesc lacră. Fiți gata să fiți primitori de oaspeți. Dar spuneți-le celor ce vin în casa dumneavoastră, sau și numai dacă e la o cafea, nu e la o mâncare. Hai să chemăm numele Domnului, că vine și dacă-s numai doi. Când a intrat Maria în casă la Elisabeta, i-a urat de bine, așa-i? Și a fost prezent Duhul Sfânt acolo. Ce frumos! Dar n-au povestit. Maria au lăudat pe Domnul și a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și-a rostit cuvinte frumoase. Ce frumos ar fi când se întâlnesc surorile să fie astfel de cuvinte. Puteți să vorbiți și problemele noastre de sarcină, de copii, de mâncare, nu e nicio problemă. Dar vorbiți și de cele sfinte, cu cântări, cu psalmi, cu cântări duhovnicești, amin? Domnul să vă dea harul acesta. Și dacă vă mai prinde ispita de a Domnul în momentele alea când sunteți cântăriți, atunci să vă treziți, până nu scrie mâna pe perete. Că atunci s-ar putea să fie prea târziu. Să fie deja numărătoarea făcută și să fie pierdut și să facă împărțirea și să rămâi în afara numărul celor scriși și să nu fii prins la ospățul binecuvântat al nunții Domnului.
Domnul să vă dea har și îndurare. Amin.